Soci, bienvenite la un nou episod de Minecraft Survival. Suntem aici pe 1.16. Ca de fiecare dată nu trebuie să apăsați și voi butonul de la urmăriți episodul în continuare și, cum puteți observa, nu mai am armură full de Nether, right? Pentru că, și deoarece, fiindcă nici pickaxe-ul acesta nu mai aveam, doar tocmai ce l-am făcut după ce am murit. De ce am murit? Ei, pei, pentru că am zis eu că mă pun AFK, nu o să mănânc, și mă pun și eu AFK la ferma de Enderman. La ferma de Enderman ca să pac, pac, un autoclicker frumos, să fac un continuu XP ca să fac level. Să fac level 111. L-am mai făcut odată. Aveți serverul meu de Discord în descriere și m-am gândit să fac o cameră pe nume Spoiler. E, pe cea cameră o să dau sneak peek-uri de la videoclipurile care le fac de Minecraft și toate de astea. Și nu m-am încet. Da, m-am pus să fac frumos, făcut să fac level și s-a întâmplat din aceea, pentru că am rămas fără mâncare, na. Aceasta este nenorocire. Am murit de la foame. De ce? Nu știu, nu mă întrebați. Eu am o variantă, gen, stai și dai în continuu un mob și gen, la un dat se face foame, pentru că dai damage și nu știu cum e făcut, dacă dai damage și se duce mai mult de hunger, abar n-am. Și se pare că am rămas fără hunger și cum e serverul pe hard, na, pe hard te omori, dacă era pe normal rămâneam într-o inimă, două, ceva de genul, dar pe hard se pare că mori. Nu se pare, știam, da. Am uitat de această opțiune că să fie hangul. Și da. Doamne ferește. Pe live, că am făcut live stream acum 2 zile, 3 zile, nu știu când vedeți voi neapărat acest videoclip. Am făcut acest lucru, da? Bine, acest lucru n-am făcut, așa am făcut eu off-camera. Frumos, intre aici, pentru că înainte să intru acolo, este casa asta, cu chest-uri și mie nu prea îmi place nici cum arată, nici cum sunt chest-uri și toate căcaturile astea. Așa că m-am gândit frumos să fac pe live o ușă 3x3. Adică, dau de o manetă, fac și să dă această ușă 3x3. Ușa asta o mereu o să stea deschisă pentru că eu dacă pun aici o manetă și mai pun una pe undeva pe aici, această manetă o să fie tot timpul deschisă și dacă dau pe maneta care o să fie aici să închid ușa, degeaba dau pentru că asta e deschisă și trebuie să o închid pe asta ca să o activez pe asta. Și n-are rost, adică gen după ce intru aici vin și o dezactivez pe asta și după o activez pe asta și după trebuie tot așa. Nu. Am închis, aia. Să vă arăt aici designul frumos cum arată. Să-mi spuneți ce părere aveți. Mie chiar îmi place. Adică aici o să trebuie să continui și așa până în final. Pac, pac, pac. Aici sunt niște trapdoor-uri frumos așa elegant. E 3x3. Mie chiar îmi place cum arată. Și am pus aici pe plin să văd cum pe tavan cum arată dacă e cu trapdoor. Și aici este minunata cameră pe care am zis că o să o fac pentru gesturi. Peretele asta încă nu-i făcut, dar restul de cameră plus tavanul, din peretele ăsta plus tavanul nu-i făcut. Și hai să vă arăt ce s-a întâmplat aici. N-am făcut asta pe live, am făcut astăzi, din când filmez eu, e pe data de 6, am făcut această creație. Asta, m-am uitat pe YouTube după modele, să văd cum aș putea să fac frumos și da, cam ăsta este rezultatul. Frumos aici cu 3 furnace-uri, cu o grămadă de barrel-uri de-astea în fiecare parte, frumos, frumos. Și eu zic că e destul, gen 4 chest-uri, 8 chest-uri, 8 chest-uri cu 8 chest-uri, plus 8 chest-uri cu 8 chest-uri, plus 8 chest-uri, oh! Și am de gând să mai pun și pe aici, cred. Nu știu ce chest-ul să văd, eu uite cum aș face design-ul acolo. Dacă nu, punem. De fapt, schimbăm astea și le punem acolo pe perete și aici punem la fel. Chest, 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 chest și barrel.
Așa, cred că și o să fac, dacă mă întrebați pe mine. Partea de sus încă n-am făcut-o pentru că nu știu cum să o fac, să fiu sincer. Ei, cam grea și vreau să fie și un design cât de cât șmecher. Și cum nu prea mă pricep eu așa mult de building, la building nu prea mă descurc să fac lucrul ăsta. Așa că sper să vină cineva să mă ajute. Am mai băgat lumea pe serie. Cum ar fi Gabizu? Cum ar fi Kilua? Da, Kilua n-am mai intrat de când am filmat ultima oră cu el. Și Vlad. Vlad, ai intrat? 2 minute, 3 minute, că nu știu cât ai stat. Și aici, gata. O să mai bag lume, dacă e, să văd ce se mai întâmplă. Cu bacul ăsta trebuie să-l iau, pentru că am zis că-l iau și mă enerva. Așa, Doamne ajută. Muntele ăsta e făcut de mine, pentru că aici nu era munte, aici era deschizătură. Dacă uitați la serie, știați că aici era o deschizătură în munți. I-am zis să fac eu muntele ăsta să pară cât mai natural posibil. Și eu zic că mi-a ieșit cât de cât. Aici se pare că a rămas doar băiatul ăsta, pentru că am mai terminat încă o chestie de lemn. Nu mai zic de lemn, că nu prea mai e. Bine, acum mai e niște lemn, că am fost eu să mai iau, dar altfel... No! No, no, no! Și am terminat o parte aici, aici jos. Hai să vă prezint ce s-a întâmplat, pentru că e șmecher cum o să arate la final. Și vă dați seama, eu sunt prea multe de astea. Așa o să fie, da? Fiecare level de ăsta în spate o să fie un zombie. Și când îi dau pac să face zombie de la doctor, eu după îl vindec și o să-mi dea de astea mult mai ieftin. Cum ar fi F55, 63 de emeralde. Eu am murit și nu mai aveam pickaxe. A trebuit să vin să dau 63 de emeralde? Nu. Că nu aveam de gând să fac asta pentru că nu mai am emeralde. Așa că m-am gândit. Dar de fapt zicea Găbiciu, de ce nu unesc cărțile, că am încercat toată problema de cărți. Și am zis, bună idee. Așa că așa am făcut, am venit doar să iau mending care 20. Și aveam eu deja aici o carte cu Unbreaking 3, care am Breaking 3 și asta 28 de 3 emeralde. Și ar trebui să fac ceva în legătură cu asta. Acum, la început, nu știu dacă ați observat, dar acolo erau câțiva mai mulți zombie pentru chestia de acolo din spate, ca să poată cineva să-i și omoare. Pentru că, na, dacă e altfel, n-am gen zombie ca să facă doctor, you know, ați înțeles? E cam greu acum de făcut cu zombie ăștia. Sper că eu am mai încercat, gen, am mai avut un zombie, i-am pus plus name tag, da? Știați că, deci am avut zombie, v-am arătat pe videoclip cum aveam un zombie, cum a funcționat și s-a despawnat zombie-ul. Pă bune, avea name tag. Acest zombie are ceva în mână. A fost singurul care nu s-a despawnat. Eu sper să poată să dea damage în aia. Că dacă e așa, e perfect. Că nu o să mai trebuie nici să consum din emeralde, că oricum nu prea am. Zona asta am mai extins-o puțin aici, pentru că vreau să fie, nu știu, să se simtă așa la o dată, la nu știu cât timp. Și aici cam cărți cu enchanturi de level 30 și am mai picat. Arată așa mare parte. Frumos, le-am enchantat, am făcut level 111, da? Aveți pe Discord dacă vreți să știți. Chestia asta vreau să se unească, să se facă cât mai mare. Harta asta, nu știu dacă am arătat-o la ultimul episod, dar am făcut-o 3x3, frumos, să arate elegant cât de cât. Și aici fac așa. Hai să o încărcăm. Ah, el s-a încărcat deja, e ok. O să vă prezint și imediat și construcția de acolo, pentru că a făcut-o Găbițu. I-am zis că dacă tot face să facă ceva după net, dacă tot vrea să facă câvâca lumea. Așa, să vedem, să se încarce frumos fiecare parte din mapă, ca să arate frumos pe harta aia. Uite, e perfect. Casa lui Găbițu aproape fix la margine și aici mai chiar. Pentru că o să ia culoare în curând. Opa, am pus greșit, cred. Am pus greșit. Frumos așa. Bine, nu e chiar la margine, dar vedeți voi cum arată. Se pare șmecher. Tealul ăsta, gen,
De aici până cam pe aici ar să fie luat ca să arate puțin mai șmecher pe hartă. Chestiile de acolo când nu s-a terminat tot de electrică. Uitați-vă cât a minat nebunul, bă, frate. Uite cât a minat de aici până aici el a minat. Ca să înțelegeți, el a minat de pe aici, gen așa, până cam pe acolo, bă. What the fuck, ca să facă casa aceasta. Bă, eu ca să-și mergă, mie chiar îmi place cum a ieșit după net. Hai să vedem și interiorul, are două uși, șmecher, a, că n-are nimica. Dar, a, uite, pe aici cobor și jos. Aici ce e? Și altul loc sau nu știu ce, nu știu. Camere sau ceva de genul, e pus să fie pe aici, oricum arată șmecher. Și care ce scut-o, și altul loc de asta, uite, aici are două intruri. Nu știu, ca să chiar îmi place cum arată, a lucrat ceva la ea. Și, da, adică, se poate observa că... S-a lucrat puțin la ea, adică, na, banal, chiar arată șmecher, n-aveți ce zice. Da, calul de aici nu mai există pentru că am făcut o filmare în care am zis că o să-i fac un graj la cal, dar nu la cel cal pentru că era foarte lent și vreau un cal de scheleți, calul ăla de scheleți. Dar înainte de faptul să calul ăla de scheleți, eu o să trebuiască să... Fac rost de un trident cu nu știu ce, o să dea fulgere și o să fie nebun, să fie nebunie. Acum, eu pe băiatul ăsta o să încerc să îl duc jos, din sub toată chestia asta, ca să se... Bun, o să încerc să-l duc pe băiatul ăla fix în spate să vădă tot. Aici văd că s-au mai înmulțit băieții ăștia și e perfect că s-au mai înmulțit, opa, la luat ăla. Și acum pe cât era ăla, nu mai știu sigur, cred că era pe 6, că văd că aici e și spart. Hai să sperăm că e pe 6. Dă-te, băi! Na. Poftim cultor. Dă-te! De ce? De... Pleacă! Pleacă unde tomate de acolo. Băi! Ok, am intrat aici. Eu ar trebui să-l duc pe zombiul ăsta fix aici. Acum nu știu dacă acel zombie o să poată să ajungă la fiecare de ăsta în parte, dar o să aflăm. Da, eu m-am chinuit să trec pe aici și puteam să spar butoiul ăla. Da, bun. Deci butoiul ăla o să fie spart. Punem repede aici înapoi să fie așa. Băieții ăștia ai mai lasă să se mulțească. Butoiul ăsta cu toate chestiile astea. A, frumos, frumos. Aici am făcut mai multe poțiuni pentru că, na, că nu o să fie, să avem nevoie. Hai să-mi opresc totuși sonorul ăsta pentru că mă și enervează deja cum fac. Ha, ha, ha. Și ar trebui să duc pe băiatul ăla la minus 465 cu minus 118. Da? Acum am dat și mie niște blocuri. Aici o să sparg, sus o să sparg. Pentru că o să cadă direct aici. Apă. N-am apă la mine, nu? Da, n-am apă. Perfect. Revin când am apă și am spart toată chestia de acolo. Ok, hai băiatu. Ah, stai, că e zi. Hai înapoi. Sper să nu mor. Hai. Luăm sticla asta, luăm paharul ăsta, luăm tot ce avem nevoie la noi. Așteptăm să facă seara și trecem la treabă, am făcut gaura, deja am făcut-o să fie aici, doar trebuie să îl aduc și să sar. Doamnește! Dar înainte să vă arăt, ia uitați câte capete am mai făcut rost, mai aleu o grămadă de capete și de slime și de pevocă și de gandien și de mă, pillager, dragoni. Mă, nu, dragoni, mica, am fost în Nether, and, da, chiar am fost. Să mai fac rost de niște shelter box-uri pentru că deja simțeam nevoie că nu mai am. Ia uitați aici, plus aici. Pot să mai fac fix de încă 61 de shelter box-uri, voi sunteți nebuni cu capul, bă, 61, bă, ați nebunit. Hai că aștept să facă seară și revin. Pam, pam, pam.
Ok, hai că s-a făcut seara în sfârșit. Sper că dacă scot acum posta nu mai e nimica. Nu, nu mai e nimic. Bun, bossule, hai, vină după mine. Sper să funcționeze, gen, dacă are chestia în mână, ca așa. Eu nu se despuneze și perfect. Dar sper să dea damage. Boss, știți, să sare aici, să moară frații mei. Mea, e și niște sunt mea. Mea, mai încoace, mai încoace, puțin. Da. Așa, băi, da, ești. Ești durmă, tu. Poate mă omori. Țeacă, fraiere! Țeacă! Ne-a numai luat țeacă! Așa, bun. L-am dus pe băiatul ăsta, stanța, și să mă pun și la pe scaun. Hai să luăm o bucată de tort. Bă, eu l-am dus pe la acolo, da? Hai să vedem. Hai să mergem, de exemplu... Deci, bă, ești aici? Hai să vedem, îi dă damage sau nu îi dă damage. Hai să plecăm că poate încă îi dă spre noi și hai să vedem. Da, îi dă damage, e perfect. Hai la următorul. Și o să facem așa la fiecare de ăsta în parte, pentru că așa o să funcționeze toată schema. Da, e perfect, deci zombiul ăsta, dacă am puțin noroc, ăsta o să alimenteze toată, toată zona asta pe care o am eu aici, de nu știu câți villageri. Oricum, am aici un villager care este cu mending și ar trebui să-l mut un loc de unul din ăștia, că n-am nevoie de ei toți. Hai să vedem. A trecut la următorul sau a venit aici? Cred că a venit aici, că m-a văzut pe mine. Ok, hai să vedem. Deci, pe tine te-a făcut, pe tine te-a făcut. Aici oare n-a ajuns sau... E, așa, păstrează. Hai să vedem. Așa. Deci, mergi. Funcționești. E bine. Easy. Bun, deci facem... Ce facem în Nether? Este întrebarea voastră mai de față. Ei bine, cum știți, jos e o parte de 3x3. Și trebuie să nu mai urcăm de fiecare dată, ca să nu mai urcăm de fiecare dată pe scara asta. M-am gândit să fac... să ajung la fiecare... La fiecare de asta portal unde duce, pe jos. Și pe jos o să pun gheață și, și o să merge pe gheață cu bocile, pentru că o să meargă mult mai repede. Și acum trebuie să mă duc să văd la portalele astea mai importante, să zicem așa, coordonatele de la ele, da? Și sunatul 11, deci Z-ul 11 și ăsta e cu 5, bun, deci X minus 175 cu Z. Noi trebuie să ajungem din pe pământ, prin pe sub, să ajungem la aceste coordonate ca să, după să vină aici să spar portalul și să dau foc la portalul de jos ca să funcționeze la de jos, să fie bine, ca să nu fie rău, ca să dați butonul de like. Așa, mersi frumos, mersi că ați apăsat butonul de like și noi ne întoarcem când ajungem la portal, băi băiați, băi. Băi, bă, băiați, băi. Ia uite ce frumos e aici cu... Ce părere aveți? Șmecherie este? Da. Bine că m-am sacat să-mi iau o poțiune de asta de... Mă, am dat de un lac de la veste. Vă sperăm. Nu e așa de mare, asta e o chestie foarte bună, nu e chiar așa de mare. Totuși trebuie să ne putem să-l astupăm ca să nu avem niciun fel de problemă cu lava de pe aici. Să, na, să fie contrar. Și acum doar să sperăm că n-am omis cumva un bloc greșit ca să putem să trecem și noi mai departe, eu dacă știți ce zic, pentru că așa ar fi frumos să trecem mai departe. Și cred că am folosit o de 8 minute pentru nimic. Puteam să folosesc una de 3. Dar nu e nicio fel de problemă, pentru că acum primul îi găsim, pentru că și de oarece, fiindcă suntem într-un biome de ăsta, Delta, care se găsește o grămadă de magma crimă și facem rost imediat de ele și na, facem repede poțiuni și aia a fost. Hai că mă apuc să sap și o review când termin portalul. Yeah! Tara! Pam pam pam! Bă, cam la timp mi-a venit poțiunea de 8 minute, deci cam 8 minute mi-a luat să fac chestia asta. Ciudat!
nu știu, parcă cu timpul altfel, nu știu ce să zic, dar oricum am dat de o primată lavă și e bine că am avut poțiunile alea la mine, că altfel ne duceam, bă, parcă așa și am scăpat și de-aia. Cam pe aici unde e cabl, o să fie mare, mare la altă lavă, dar nu e niciun fel de problemă, pentru că am trecut pe, cu brio prin ele. O să spar portalul și după mă duc să-l aprim pe ăsta de aici, ca să vedem dacă funcționește. Uite, îl pune curat, bă, cum așteaptă, bă. Că uite, aici, uite, stați-mă, bă, în pace, am făcut trepe de portalul, hai să vedem dacă merge. Ah, la naiba. La prima oară să iau slime, dar oricum o să mai pun un slime mai în față și unul mai în spate ca să nu mor, dacă știu ce de fapt. Că mică, s-a întâmplat o nenorocire și ne ducem papa să învetei. Și pe jos, cum am zis, o să pun gheață, să caut un baion de la de gheață, să sparg, o să mă să iau cu silta și gheață și... Hai să vedem. S-a întâmplat o nenorocire să mă dea acolo? Ia uite, bă, frate, că mă dă fix unde trebuie. Bun, hai, m-a dat fix unde trebuie, bă. Of, ce păcat, ia mă, unde ne dau? Ne dau unde ne trebuie sau? A, perfect. Easy. Easy peasy lemon squeeze. Portal legat. Mai avem o grămadă făcută. Mai avem the sand, mai avem the dark, mai avem the ice. Am găsit ice, dar e de la mic și trebuie să găsim unul gen... E o parte de aia unde e multă, multă zăpadă și... Până zăpadă, îi, ce îi? Păi niște gheață pe jos și doar cam atâta. Trebuie un biom de la un iceberg de la imens cu gheață. Plus de asta, trebuie să ne ducem mai mult încolo, pentru că mai mult încolo ca să... Mamă, dar chiar că trebuie să mă duc și la portalul gen de... Exact, sunt sus și să văd cam cât ar trebui să minez ca să ajung la fortress-ul. Că trebuie beacon-uri, vreau să fac beacon-uri și beacon-uri peste beacon-uri, s-am spit în toată baza să fiu șmecher de șmecher cu mafia de mafiot. Așa că hai să vedem cam cât ar trebui să merg ca să fie treaba și partea asta era. Hai să vedem cam cât ar trebui să sap ca să pot mai... Ce s-a întâmplat acolo, nu știu, mă întrebați. Hai să mergem repede, dăm așa multe artificii, aia chiar trim niște artificii, dar ajungem mult mai repede. Cred că partea asta o să trebuie să fie spartă, dar să zicem. Și cam aici este nenorocirea asta. Să vedem și cum facem cu toată lava de sub. Și să zicem că undeva pe aici. Minus 421 cu 20. Facem și o poză și nu știu să ne apucăm, măcar așa două linie gen să facem. Am, dacă încerc să fac o linie și dacă dau de lavă, nu mai încerc să fac nimic și las pentru o altă dată. Puck. Cam asta ar trebui să mă lovesc de asta și până mă lovesc fix de pălțul ăsta. Să fie treaba. Da. Până aici ne-am oprit pentru că aici e mare lac de lavă și eu nu mai am nicio poțiune la mine ca să mă apuc să fac ce mai e de făcut, așa că rămâne așa. Oricum am vrut să văd cam cât aș putea să mă opun în față și se pare că chiar m-am dus o grămadă. Gen vreo 200 și ceva de blocuri, eu zic că e chiar mult. Bine, asta am să fac mai 2 pe 1, dar nu asta e ce contează, înseamnă că am ceva de spart până să ajung acolo și după trebuie să văd cum fac și cu lava aceea. Vă salută Găbițu, trebuie să te afli chiar la spawn și da? Mă duc apoi în overworld pentru că nu mai am ce să fac nether. O să las chestia asta mai. Băi. Și aici s-a ajuns, bă. Bă, și aici s-a ajuns, bă. Bă, și aici, bă.
Bă, nu mai scap omul de voi, mă, frate, mă. Bă, nu mai scap omul de voi, bă, sunteți ca râia. Sunteți ca niște râi. Oricum avem o grămadă, deci putem să mai facem poțiuni, chit că mai avem pe aici niște poțiuni deja făcute, dar până să mai avem nevoie, pac, avem, avem chiar destule. Și, da! În fine, cam asta a fost cu acest episod pentru astăzi. Nu dați să și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare și noi până ne auzim la următorul episod. O să vă zic la revedere. Bye-bye.